ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Sorina Obreșa și vă prezint o nouă ediție specială a știrilor ProTV. Potrivit datelor CEC, până la ora 10 în țară au votat circa 11% din alegători. Colega noastră, Natalia Cheptene, se află la Comisia Electorală Centrală și vine cu ultimele date. Totodată, reporterul nostru, Angela Gonța, ne va spune ce încălcări au fost înregistrate de către observatorii care monitorizează alegerile anticipate. La unele secții de votare au fost depistate nereguli în listele electorale. Mai multe despre încălcările semnalate de observatorii Coaliției 2009 ne spune colega noastră Angela Gonța. Angela, bună ziua! Bună ziua! Potrivit observatorilor, în unele secții de votare din țară au fost depistate persoane necunoscute în locuințele alegătorilor și respectiv pe liste. Până la această oră, observatorii Coaliției 2009 au stabilit cel puțin 3 astfel de cazuri. Unul a fost înregistrat în raionul Leova, iar alte 2 în Chișinău. În același timp, mai mulți cetățeni au sunat la redacția știrilor ProTV și ne-au anunțat că și ei au înregistrat astfel de cazuri. Totodată, într-un bloc de locuit din Chișinău, observatorii Coaliției 2009 au depistat în cutiile poștale mai multe pliante cu mesaje electorale indirecte. Potrivit observatorilor, aceste pliante ar fi fost distribuite de către Poșta Moldovei. În același timp, în mai multe secții de votare din țară s-a depistat că au fost distribuite mai puține buletine de vot decât este necesar. Deocamdată, observatorii Coaliției 2009 nu au spus dacă toate aceste încălcări depistate pot sau nu influența într-un fel desfășurarea scrutinului, anunțând doar că monitorizarea va continua. Angela, îți mulțumim. 2 tinere din Belarus au fost expulzate astăzi din Moldova. Acestea susțin că sunt membre ale unui ONG și au venit la Chișinău pentru a participa la un seminar. Potrivit juriștilor de la Centrul Independent de Jurnalism, fetele au fost reținute aseară împreună cu alți 4 tineri din Danemarca. Aceștia au fost duși la comisariatul de poliție Râșcani, unde au fost interogați. Ulterior, danezii au fost eliberați. Fetele din Belarus au fost însă expulzate din țară pe motiv că ar fi încălcate regulile de intrare în Moldova. Nu a comentat acest caz. Surpriză pentru Vlad Filat, a ajuns la urna de vot, liderul PLDM a descoperit că în casa lui locuiesc 4 persoane cu drept de vot și nu 2. Politicianul spune că nu știe nimic despre cei 2 necunoscuți. Sunt absolut sigur că începând cu ziua de mâine, noi vom trăi în cu totul și cu totul altă atmosferă, în cadrul căreia vom reuși să ne dezvoltăm firesc și să oferim valori cetățenilor noștri. Pentru a readuce speranța oamenilor într-un viitor sigur a Republicii Moldova. E foarte important acest lucru, fiindcă mulți într-adevăr și-au pierdut speranța că o să vină pe pământul nostru democrația, prosperitatea, relații bune între partide politice, cultură politică, tradiții politice. În primul rând pentru pace și stabilitate în țară, pentru o echipă consolidată, o echipă care își va asuma responsabilitatea pentru guvernare în această perioadă foarte dificilă, fiindcă toată lumea s-a săturat de ceea ce se întâmplă. De mai bine de jumătate de an ne aflăm tot în campania electorală. Sper că azi, pe 29 iulie, se sfârșește această campanie electorală. Însoțit de cei 7 magnifici, liderul creștin-democraților Iurie Roșca a votat pentru un parlament funcțional și pentru depășirea crizei politice din țară. Totodată, proaspătul președinte al Partidului Democrat, Marian Lupu, spune că a votat astăzi pentru demonopolizarea economiei și pentru restabilirea relațiilor cu vecinii. Iar președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, și-a dat votul pentru victorie, integrare europeană și viitorul copiilor. Sper din toată inima ca odată cu aceste alegeri să se încheie această criză politică extrem de neplăcută pentru interesele naționale ale țării și pentru dezvoltarea economică a țării. Sper din toată inima ca viitorul Parlament, viitorul președinte și viitorul guvern să fie funcționale, să poată coopera și să poată da mai mult dinamism și coerență actului decizional la nivel de stat, pentru că avem nevoie de această cooperare, avem nevoie de eficiență. Cred că este o zi frumoasă pentru Republica Moldova, care are o șansă în plus să aducă o schimbare în bine. Am votat pentru demonopolizarea economiei, am votat pentru drepturi egale pentru toți agenții economici și libertatea de antreprenoriat, am votat pentru deschiderea caracterului economiei Republicii Moldova, pentru asigurarea unor condiții de securitate pentru capitalul din străinătate, am votat pentru un profesionalism, competență, în special în condițiile când țara are nevoie de un program de acțiuni pentru depășirea rapidă și calitativă a crizei economice.
Am votat pentru restabilirea demnității tuturor cetățenilor țării noastre. Am votat pentru relații bune cu vecinii. Pentru victorie a copiilor, a tineretului, a buneilor, bunelilor, pentru integrarea europeană, pentru soluționarea conflictului transnistrian, pentru tot ce merită un om și un stat care dorește o integrare europeană, o stabilitate economică, politică, socială. Într-un cuvânt, tot ce e bun pe acest glob să ajungă și pe pământul nostru. Suntem din nou în legătură directă cu reporterul nostru de la CEC, Natalia Cheptene, care are detalii despre neregulile depistate de Comisia Electorală Centrală. Natalia, te ascultăm. Bună ziua, Sorina, bună ziua tuturor. Alături de mine se află secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, care ne spune mai multe cum se desfășoară alegerile în această zi. Bună ziua, domnule Ciocan. Bună ziua. Vreau să vă întreb cum s-a rezolvat problema din satul Corjova, din stânga Nistrului. În ședința Comisiei Electorale Centrale, că la orele 9, în dimineața zilei de astăzi, noi am adoptat o decizie prin care am închis această secție de votare și am transferat toți alegătorii ce erau înscriși în listele electorale în secția respectivă să meargă să voteze în birourile electorale din localitatea Ustia și localitatea Cocieri. Dacă nu vor reuși toți alegătorii din Corjova să voteze în aceste secții de votare, veți prelungi programul de lucru a secțiilor din Ustia și Cociri? În caz de apariția unor asemenea necesități, birouri electorale respective sunt în drept să solicite Comisiei Electorale Centrale extinderea termenului prevăzut pentru votare, maxim cu o oră, și Comisia Electorală Centrală va adopta o decizie respectivă, dar doar în caz concret, când la sfârșitul zilei se va constata că nu toți cetățenii au reușit, dar și doresc să facă acest lucru. Noi deținem informația că unii alegători din capitală, când au mers la votare, au depistat că în apartamentele lor sunt înscriși niște oameni străini despre care nu știau nimic. La ce au parvenit astfel de plângeri? Doar telefonic noi am fost informați, cunoaștem despre câteva cazuri de acest gen. Vreau să remarc că responsabilitatea pentru calitatea listelor revine administrației publice locale. Noi am informat și colegii noștri despre aceste incidente din apeleu municipiului Chișinău și am rugat intervenția lor urgente pentru soluționarea problemei respective nemijlocit la fața locului. Sunt cazuri unicale, dar oricum ele există și noi prompt reacționăm la aceste situații. Domnule Ciocan, eu vă mulțumesc. Sorina, preia legătura. Natalia, îți mulțumim. La scrutinul legislativ de astăzi participă 8 partide politice și niciun candidat independent. Este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când la alegerile parlamentare participă un număr atât de mic de concurenți. Potrivit CEC, pentru cele 101 de mandate, electoratul trebuie să aleagă între 785 de persoane. Pentru ca scrutinul să fie validat, este nevoie ca cel puțin o treime dintre alegători să se prezinte la vot. Alegătorii pot vota doar la secțiile de votare unde își au reședința și unde sunt înscriși în lista electorală. Înainte de a intra în secția de votare, trebuie să verificați dacă aveți toate actele în regulă. De exemplu, dacă buletinul de identitate este fără fișa de însoțire, nu veți putea vota. După ce vă veți găsi numele în listele electorale, vi se va da un buletin de vot, nu înainte de a aplica ștampila cu data alegerilor în fișa de însoțire. Votarea mai poate fi efectuată în baza pașaportului de tip sovietic, modelul anului 1974, și în baza actului de identitate provizoriu de tip F9. În străinătate însă se votează doar pe baza pașaportului internațional. Pentru scrutinul repetat, CEC a permis și votarea în baza buletinului de identitate expirat, dar acesta trebuie să conțină în mod obligatoriu viza de domiciliu. În cabina de vot intrați de unul singur, unde veți găsi ștampila votat. Aplicați ștampila în dreptul concurentului electoral ales, în interiorul cercului, și apoi introduceți buletinul în urnă. Dacă veți aplica ștampila de mai multe ori, buletinul va fi anulat. În cazul unei greșeli, aveți dreptul să cereți un alt buletin de vot, dar numai o dată. Se interzice categoric ca în momentul votării să vă anunțați în public opțiunea sau să faceți campanie în favoarea sau în defavoarea unui concurent electoral. Dacă depistați vreo încălcare în procesul de vot, trebuie să anunțați imediat președintele biroului electoral al secției de votare, dar și observatorii. În caz de contestatarul rămâne nemulțumit de rezultatul obținut, poate contesta la Consiliul Electoral Circumscripției și ulterior la Comisia Electorală Centrală.
Până în ziua alegerilor, persoanele care nu se pot deplasa la secțiile de vot din motive de sănătate pot solicita urna mobilă pentru a vota la domiciliu. La alegeri vor putea participa și persoanele aflate în detenție, cu excepția celor care au comis crime grave sau deosebit de grave. Tinerii care își satisfac serviciul militar votează în baza livretului. În buletinul de vot pentru anticipate vor figura 8 concurenți electorali. Este vorba în ordine despre Partidul Comuniștilor, Partidul Popular Creștin Democrat și Alianța Moldova Noastră. Pe locul 4 în buletinul de vot se află Partidul Liberal, urmat de Liberal Democrat și de Partidul Democrat. Ultimele două poziții sunt ocupate de PSD și Alianța Verde. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile la acest moment. Vă așteptăm la un nou buletin de știri la ora 14. Pe curând!